Rus, mă numesc Damian George Dan, sunt secretarul Comunei Urbane Județul Bacău. Astăzi, data de 26 octombrie 2020, cu începere la loc de la ora 14, are loc ceremonia de constituire a Consiliului Local Orbei, care va presupune depunerea jurământului de către consilierii locali, implicit depunerea jurământului de către primarul Comunei Orbei. Alături de noi, în această zi festivă, se află invitați de seamă, da? În persoana domnului Ivan C. Valentin, președintele Consiliului Județean Bacău, reprezentantul instituției prefectului Județul Bacău, doamna Veric Beatrice Violeta, și ferește în sală cetățeni, preoți, reprezentanți mei ei, pe mulți dintre aceștia îi cunoașteți. Ședința de astăzi a fost convocată în baza Ordinului Prefectului Județului Bacău, numărul 355 din 22.10.2020, de care aveți cunoștință, informația în acest sens. Voi proceda în cele ce urmează la a striga individual toți cei 12 consilieri validați. Domnul preotesei Costică. Domnul Hoțoi Ioan. Domnul Chiamuș Costică. Domnul Fată Viorel. Domnul Gărățanu Sorin. Prezent. Domnul Irinia Tudorel. Prezent. Domnul Maranu Dan Constantin. Prezent. Domnul Maranu Nicolae. Prezent. Domnul Panainte Iitine. Prezent. Domnul Pare Gheorghe. Prezent. Domnul Popa Nicolae. Prezent. Și domnul Tebei Gheorghe. Prezent. Rugămintea ar fi ca în cele ce urmează să ascultăm imnul României. Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Orbeni pentru data de 26.10.2020, ora 14, întrucât din numărul de 13 consilieri stabilit tot de prefectul județului Bacău, numărul 225 din 14.07.2020, pentru Consiliul Local Orbeni, au fost validate mandatele unui număr de 12 consilieri, fiind astfel împlinite condiții legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. În conformitate cu prevederile articolului 116 aliatul 4 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ședința de astăzi va fi condusă de cel mai vârstă consilier local, căruia îi se alătură doi dintre cei mai tineri consilieri locali. În urma verificărilor efectuate, am constatat că decanul de vârstă al Consiliului Local Orbeni este domnul Fandu Viorel, și îl rog să ni se alăture în prezidiu. Iar cei mai tineri, doi consilieri, sunt Gălățanu Sorin și Moralu Dan Constantin. Cu ajutorul acestora, atunci vor prelua, practic, derularea ședinței
și vom proceda la validarea mandatului de consilier. Îl rog pe moralul Dan Constantin să dea citire încheierii de ședință pronunțată de judecătoria Bacău cu privire la validarea mandatului de consilier. Vedeți la noastră. Și ce mai vreau? Ce mai ce fără citare părți. S-a făcut referat cu cauze de categorie, după care instanța constată faptul că prin serviciul registrat la data de 9.10.2020 s-au depus relațiile solicitate. Nemai fiind la cerere, instanța constată cauza stare de judecată și rămâne în comunicarea asupra serviciului privat și municipiului. Cu aceste motive, numele legii dispune validarea mandatului următorilor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul Local al Comunei Orbeni. Domnul Apreotese Costică, candidat din partea Partidului Social Democrat. Domnul Teveică Gheorghe, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Bonțoi Ioan, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Domnul Chemuș Costică, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Domnul Moralu Neculai, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Domnul Irimia Tudorel, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Domnul Pară Gheorghe, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Domnul Gălățeanu Sorin, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Domnul Popa Neculai, candidat pe lista Partidului Național Liberal. Domnul Panainte Iftimie, candidat pe lista Partidului Național Liberal. Domnul Fantu Viorel, candidat pe lista Partidului Pro-România. Domnul Noralu Dan Constantin, candidat pe lista Partidului Mișcarea Populară. Invalidează mandatul domnului Popa Costache din funcție de consilier local, ca urmare a renunțării acestui la mandat. Respinge ca prematur formulată propunerea de validare a domnului Marteș Gheorghe, candidat pe lista Partidului Social Democrat. Prezenta încheiere se comunică de îndată prefectului și secretarul general al Comunei Orbeni. Acesta, din urmă, având obligația de comunicare potrivit articolul 114 alineatul 5 din Codul Administrativ. Prezenta încheiere se comunică de îndată domnului Popa Costache cu domiciliul sat Orbeni, strada Gării, numărul 953, Comuna Orbeni și domnului Marteș Gheorghe cu domiciliul în sat Scurta, strada principală, numărul 29, Comuna Orbeni. Executorii o apel în termen de 3 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la judecătoria Bacău, pronunțată astăzi, 16.10.2020, prin punerea soții la dispoziția părților de către grefa instanței. Permiteți să încep prin a invita pe rând consilierii locali, în ordine alfabetică, în vederea depunerii jurământului. Pentru început, a promis și Costică. Să
jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce se află în puterile și pe ele mea, pentru binele locuitorii Comunii Orbeni, așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere pentru priceperea, pentru binele locuitorilor Comunii Orbeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să vă mulțumim.
Pare Gheorghe. Vreau să respect Constituția și legii de țară și să fac cu bună credință tot ceea ce i-am stăt puterile și priceperea mea pentru bine cu viitorul comun în Corbeni. Așa să ne ajută Dumnezeu. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comune Corbeni. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în putere și pe mea, pe mine, pe unul eu, dacă se va ajunge de lucru. Potrivit articolul 118 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările urmărioare, Consiliul Local al Comunei Urbeni este declarat ca fiind constituit. Întrucât au depus jurământul un număr de 12 consilieri, urmând ca în termen de 3 zile să fie emis ordinul prefectului prin care se constate îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. În cele ce urmează, voi da citire încheierii din Camera de Consiliu, din data de 9 octombrie 2020, în dosarul 11691, pe rostul 80/2020, Judecătoria Bacău, Secția Civilă, pe rol fiind judecarea cauzei civile, privind pe petentul biroul electoral al circumscripției numărul 60 Orbei, având ca obiect validare primar. Desfășurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, în conformitate cu dispoziția articolului 231 al aliniatul 4 al codului procedură civilă, la apelul nominal făcut în ședința din Camera de Consiliu au lipsit părțile, procedura completă fără citarea părților. S-a făcut referatul cauzei de greșeli, după care instanța stabilește că este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cerere în raport de prevedere pe articolul 149 al aliniatul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, astfel încât a dispus admiterea propunerii biroului electoral de circumscripție electorală numărul 60, Comuna Orbeni, județul Bacău, și validează alegerea domnului Popa Costache în funcția de primar al Comunei Orbeni, județul Bacău. Prezenta se comunică prefectului județului Bacău, secretarului general al UAT Comuna Orbeni. Acesta, din urmă, având obligația aducerea la cunoștința publică prin afișarea acesteia la sediul UAT Comuna Orbeni, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Executorii, cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștința publică, cererea de comunicare la Judecătoria Bacău, dată în Camera de Consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către greful instanții, astăzi, 9 octombrie 2020. Stimați consilieri, dragi invitați, ne apropiem de momentul în care, în baza validării hotărârii instanței de judecată, invităm acum pe primarul Aer să se depună jurământul.
respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere, în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei europene. Așa să ne ajute Dumnezeu. Așa cum am promis în campania electorală, prioritatea noastră pentru următorii 4 ani se va axa pe câteva priorități care vor conduce Comuna Orbeni către modernizare și dezvoltare. Infrastructura de apă, extinderea rețea distribuției apă, 8,34 km, din care 4,66 vor fi executate în satul Orbeni și 3,68 km în satul Scurtă. Forarea 3 puțuri noi de captare în satul Orbeni, rezervor, un rezervor de 5 cm cubi, aducțiune de pe frontonul de captare Orbeni la rezervorul de 500 de metri cub și 2 stații de reclorinare. Infrastructura de apă uzată, extinderea rețelei de canalizare pe 21,5 km, 10,8 km în localitatea Orbeni și 10,7 km în localitatea Scurtă. Obiectivul de investiții va fi realizat cu fonduri europene în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Extinderea rețelei de gaz metan în satele Orbeni și Scurtă. Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții construire grădiniță cu 3 săli de grupă în satul Scurtă, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, proiect realizat în procent de 20%. Obținerea finanțării pentru realizarea obiectivului de investiții, construire și dotare cămin cultural în satul Scurtă, proiect ce se va finanța prin Compania Națională de Investiții. Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție, construire dispensar uman în satul Scurtă, proiect realizat în procent de 70%, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Asfaltarea unui număr important de străzi, și anume strada Făinești, strada Chelmușești, strada Zanfirești, strada Coasta Mori, strada Țițulești, strada Școlii Vechi, străinul Elena mai nou, strada Gării, strada Biserica Talpa, strada Unirii, strada Școlii, drumul la Vadul Chiriții și construirea unui pod, acces la capela de la Dormirea Maicii Domnului, proiectele vor fi finanțate de către Compania Națională de Drumuri. Vom pune accent și vom avea ca și prioritate procesul de reconstituire al dreptului de proprietate, întocmirea documentațiilor pentru obținerea titlurilor de proprietate prin Programul Național de Cadastru și Carte Fluviale. Finalizarea lucrărilor obiectivul de investiții, construire sala de educație fizică școlară în satul Orbeni, lucrare finanțată de Compania Națională de Investiții, realizată în procent de 90%. Construirea unui cămin de bătrâni în satul Orbeni. Regularizarea pârâului Scurtă și pârâul Orbeni. Vom sprijini financiar și nu numai în continuare biserică din Comuna Orbeni. În continuare vom depune toate eforturile de a atrage fonduri europene și guvernamentale pentru a reuși implementarea tuturor proiectelor de care Comuna Orbeni are nevoie. Mulțumesc tuturor cetățenilor Comunei Orbeni pentru încredere și pentru sprijinul de care ați dat dovadă și vă asigur că alături de echipa de consilier local, de conducerea Consiliului Județean Bacău prin președintele Valentin Ivancea, alături de parlamentarii județului Bacău, nu vă voi dezamăgi. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Vă mulțumesc de tot sufletul. Vă mulțumesc și dacă sunteți de acord, să-i dăm cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, fiul al satului, care ne mândrim și sperăm ca toate proiectele noastre pe care le-am propus să le putem realiza. Mulțumesc, domnul primar. Domnilor consilieri, stimați cetățeni ai localității Orbeni,
Nu pot decât să vă felicit și nu în ultimul rând să vă mulțumesc. Comuna Orbeni a obținut un scor în alegeri onorant prin tandemul Popa Costache și Valentin Ivancea. E un lucru care pe mine mă obligă și care mă face să am ca prioritate Comuna Orbeni în dezvoltarea acestei. Vreau să vă spun că trecând peste, să zic, campania electorală, care pentru mine a fost un lucru inedit, cred că fiecare dintre noi toți care suntem aici de față dorim cu adevărat binele Comunei Orbeni. Dezvoltarea acestei comune, așa cum îmi doresc și dezvoltarea județului Bacău. Dar eu fiind de aici, nu pot să spun decât că am sufletul aici și că voi face, așa cum am jurat, sâmbătă, să îmi pun priceperea în dezvoltarea și acestei localități, ca și a județului Bacău. Eu vă felicit pe toți și îmi doresc, pe dumneavoastră, ca jurământul pe care l-ați depus, să vă intre obiectivele pe care le veți avea în mandatul de 4 ani. Eu întotdeauna spun că jurământul pe Biblie trebuie să fie mai mult decât o datorie. Este o obligație. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul pe care l-am avut și vă asigur de întreaga mea disponibilitate pentru a sprijini comunitatea din care m-am născut, am trăit, am învățat, m-am format și căreia îi sunt dator. Vă mulțumesc mult! După care mergem la treabă. O secundă, domnul director, aici mai. Urmăresc că aici mai Vasile, sunt cetățean de protecție al Comunei Orbeni, pentru că sunt singurul din sală care mă declar din mulțumit numea și primarul pe dorea mea. De dorea fată. De ce? Trebuie să spun la toată lumea, în timp ce eram administrația Comunei Orbeni, eram proprietate de stradă. Strada Gării era proprietatea mea. În afară de faptul că am întreținut-o, am cărat, am dezăpezit această stradă, ani de zile, să-i dea Dumnezeu sănătate lui Sorin Gărățanu, el m-a salvat în ultimii ani, m-a întâlnat de listă cu fără ușă la mașina dezăpezit și tot timpul ăla m-a dezăpezit. În 2016 m-am trezit că vine primăria și începe să mă dezăpezească. M-a expropiat. Și aș dori să nu mă mai să nu mai devin în veci proprietatea de stradă. Să rămână, totuși, la Consiliul Local, aici. Felicit domnul președinte Valentin Ivancea pentru mandatul câștigat în fruntea Consiliului Județean. Într-adevăr, este un stâlp și un loc în care se pot discuta lucruri importante, se pot aplica lucruri foarte bune pentru Comuna Orbeni. De asemenea, felicit primarul Popa Costache, care în 4 ani de zile a schimbat fața Comunii Orbeni. Mă mândresc cu faptul că sunt locuitor al Comunii Orbeni. Am mai văzut o comună care era la pământ, Filipeni, extraordinar, o femeie este Ambrozie Rodica, a schimbat fața Comunei Filipeni, a județului Bacău. Totdeauna am fost, zic eu așa, am ținut cu județul meu, am încercat să promovez oamenii, am încercat să-i ajut,
am încercat să atrag fonduri, atât cât m-a dus puterea și am găsit grelul cu el. Sper că și Comuna Orbei să intre în rândul comunelor civilizate. Se vede deja cam cum se arată, cum arată o stradă, o intrare în comună. Vă mulțumesc! Ca reprezentant al Asociației Prefecturilor Județului Slovacă, o vreau să felicit pe fiecare consilier în parte, să urez succes în nou mandat și felicitări domnului primar și succes mai departe. Ca și procedură, ce mai? Ar trebui încheiată ședința, ca să fie declarată încheiată ședința. Pentru că nu mai sunt luat de cuvânt, permiteți-mi să declar constituit Consiliul Local și închiderea ședinței. Vă mulțumim pentru participare, mulțumim domnului președinte al Consiliului Județean, fiul al satului, sunt cetățean de onoare declarat în 2015, am văzut încă de atunci potențialul mare de care dumneavoastră este capabil. Ca dovadă, iată, astăzi ajuns într-o funcție de dignitate publică și îmi face onoare tuturor celor prezenți. Sperăm, așa cum ați menționat și dumneavoastră, ca acest tandem să fie de bun augur, iar Comuna Orbei să-și continue dezvoltarea într-un ritm accelerat. Vă mulțumim pentru participare, mulțumim dumneavoastră tuturor, declarăm ședința închisă. Mulțumim și multă sănătate! Mulțumim și sănătate!